Prea înțelepții mei prieteni, cel care oprește contactul cu natura și este abonat cu acte în regulă la marile magazine comerciale ale lumii, cel mai probabil este atras de confort, de rapiditate, de lipsa de responsabilitate față de el însuși. Confortul știm că va alimenta apatia, oboseala, letargia trupului. Rapiditatea, că vrem acum repede, ne este foame, va fi hrana, de fapt, arsă termic, care va fi doar pentru gust și nu pentru hrană coerent celulară, iar lipsa de responsabilitate va alimenta ca efect o bătrânețe, cumva lipsă de energie și destul de nesănătoasă. Ei bine, trupul poate rămâne în viață, dar cu energie scăzută și nu poate decât primi de la ceilalți servicii, beneficii și atenție, fără să mai poată la bătrânețe să dea, să contribuie, să aducă generozitate și ofrandă vieții din jurul său. Și nu vreau asta pentru tine. În vremurile actuale, cele mai multe alimente care stau pe rafturile din marile magazine comerciale, carnea, legumele, fructele și multe alte treburi de acolo, unele dintre ele sunt cumva, așa să spună, contaminate cu diverse nanomateriale care vin pe diverse surse și acestea cu timpul produc ceea ce se numește în corpul nostru vizitatori nepoftiți și neașteptați. Ei bine, în termeni medicali se numesc paraziți sau virmi intestinali și știm că aceștia trăiesc pe slăbiciunea poftelor omului. Ei trăiesc pe zaharuri, pe carbohidrați și pe produse care fermentează și fac mucus des în corp. Știm astăzi că paraziții stau la baza la peste 90% din bolile umane în secolul 21 și aproximativ 95% din populația lumii are în diverse forme și cantități aceste ființe din corpul uman. Știm că celulele mor în corp și ei se hrănesc cu aceste celule pentru că ei cumva se hrănesc și cu resturile din corp, cu celulele moarte, și este un foarte mare semnal de alarmă tras de mulți doctori din lume pentru că ei vor să ajute pe oameni, dar oamenii, dacă nu se curăță, nu vor avea parte de vindecare. Orice proces de vindecare începe cu deparazitare și știm că este foarte greu de obținut prin niște sisteme naturale sau obișnuite, convenționale de vindecare. Și de asta, în masterclass-ul de mai jos, de sub acest video, vom face o imersiune cu toate cărțile pe față asupra acestei chestiuni globale, care mai devreme sau mai târziu foarte mulți oameni au deja de-a face sau vor avea de face cu ea, datorită faptului că mănâncă cam tot ceea ce este contaminat. Efectul deparazitării se va vedea și se vede la oamenii care o fac prin ochi, prin suflu, prin puterea, prin energia omului. Cei care trec prin astfel de procese pot să fie, să spun, puțin speriați la început și ulterior vor fi probabil, și din toate cercetările și investigațiile mele, mai fericiți, mai energizați, mai încărcați, mai luminați după ce vor face acest proces. De bine, vom aduce în acest masterclass multe substanțe, proceduri, alimente și lichide pentru a preveni, adică a menține corpul fără aceștia, fără acești paraziți și pentru o eliminare rapidă a lor. Dacă vrei să afli cum vom face aceste lucruri, dă click pe linkul de sub acest video și vei descoperi acest eveniment online pentru tine pe care îl poți practica și verifica pentru viața ta proprie, cât și pentru familia ta. Să-ți fie de bine!